Una din preocupările constante ale dumneavoastră, domnule profesor, și în doctorat și în comunicări, este activitatea Sfântului Ștefan cel Mare. Ce va determina și vă termină prin astăzi, vă aplicați iar și iar asupra domniei Sfântului Ștefan cel Mare. Da, e o întrebare foarte bună. Deci, pare la prima vedere un subiect epuizat. Ștefan cel Mare spune, s-a scris mult pentru o perioadă în care sursele sunt relativ puține sau mult mai puține în raport cu în secolul XVII sau secolul XVIII. Ei, cu toate acestea, așa cum s-a demonstrat, mai ales în ultimii 15 ani, de când ne întâlnim în fiecare an aici la colocviile Putnei, sunt foarte multe chestiuni de aprofundat în. Mereu apar lucruri noi. De asemenea, e foarte importantă și de motiv atrăgătoare această perspectivă de a pune cap la cap, de a concilia aspecte contradictorii. Sau uneori de a înțelege mai bine în semnificațiile unor anumite atitudini, anumite gesturi politice. Din punctul acesta de vedere, cel puțin pentru mine, Ștefan cel Mare este un personaj politic extrem de fascinant, un om politic fabulos. În primul rând, încerc să-l înțeleg privindu-l în context, în raport cu ceilalți oameni, da, ceilalți monarhi, ceilalți princi din vremea lui, care de asemenea sunt mari. Matias Corvin e un rege mare al Ungariei, Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, e un sultan măreț. Cazimir al IV-lea al Poliei, e un rege mare, un Ivan al III-lea, e după unii, nu? Făuritorul, practic, statului moscovit. Menghlighirei, de asemenea, hanul Crimeei, care pune bazele unei formațiuni, unei structuri politice deosebit de puternice în această perioadă. Deci, toți acești contemporani ai lui Ștefan cel Mare sunt oameni foarte abili. Faptul că doar că a reușit să supraviețuiască, dar a transformat Moldova într-o putere foarte importantă pentru zona Europei Centrale și de Est, în aceste condiții, da? Este un aspect foarte interesant și pe care în istoricul încearcă să-l înțeleagă, să-l vadă. Vă dați seama că înconjurat de atâția monarhi, fiecare cu propriile sale interese, fiecare cu propria sa agendă politică, și atitudinile sale trebuie privite, da? Raportându-ne și la agenda contemporanilor săi. Și din acest motiv avem anumite aspecte politice divergente. Avem pe partea și un Ștefan cel Mare, în luptător pentru cauza creștinătății, luptând împotriva turcilor, dar avem și voievodul care colaborează atunci când situația o cere cu sultanul. Deci, ideea principală, Ștefan cel Mare, deci, trebuie privit, în primul rând, ca un mare om politic, deosebit de abil, și mai ales partea militară, partea de război,
o știm mult mai bine decât acea parte care se află undeva în subsidiar, activitatea diplomatică. Da? Pentru că neavând documentele Cancelariei Moldovenești, soliile, e foarte greu de reconstituit și uneori o reconstituim apelând la terți. Bunăoară avem informații despre activitatea diplomatică a Moldovei în corespondența dintre Cneazul Moscovei și hanutătarilor sau dintre, cea dintre regele Ungariei și regele Poloniei. Și, practic, extrăgând din informațiile de acolo și punându-le cap la cap, ne dăm seama cât de importantă și cât de puternică, până la urmă, era activitatea diplomatică a domnului Moldovei, coroborată cu o altă activitate pe care, la fel, e destul de greu să o surprindem, ceea care ține de ceea ce noi astăzi numim spionaj. Da? De aflarea de informații, de influențarea unor decizii. Bună oară, când am văzut prima dată încercarea din 1473 a lui Ștefan cel Mare de a-l îndupleca pe sultan să nu atace Moldova, părea un basm. Da? Deci un sol moldovean care vine la Istanbul în momentul în care sultanul se afla încă în campanie, la Istanbul nu ajunsese vestea victoriei de la Bașkent, da? Și practic solul moldovean spune, știți, am venit să-l felicităm pe sultan pentru victorie, la care dignitarul otoman, care era perceptorul lui Gem, siderat, spune, de unde știți voi în Moldova ce se întâmplă pe balul Eufratului? Dar asta arată, practic, capacitatea formidabilă pe care o avea din punct de vedere diplomatic, dar și din punct de vedere al culegerii informațiilor cancelaria lui Ștefan cel Mare. Și, deci, vreau, dacă ne uităm în analele Putnei, o revistă deja cu o tradiție și foarte importantă pentru istoria medievală românească, vedem cu schimbare, aș putea spune, chiar diametrală a imaginii și a epocii lui Ștefan cel Mare față de perioada anterioară, cea dinainte de 2004. Practic, din punctul meu de vedere, istoria lui Ștefan cel Mare a început să fie cu adevărat cercetată abia din 2004. Da? Deci, cam asta ar fi un motiv. Ați vorbit despre activitățile acestea sau aspectul politic, militar, diplomatic. Cine erau oamenii sau cum au ajuns oamenii țării, oamenii voievodului să reușească să facă aceste lucruri, pentru că nu putea să le facă singuri? Cine îi educa, cine îi forma, cine îi motiva, cine îi răsplătea? Cum credeți că au alcătuit un cor comun care a funcționat practic vreme de 47 de ani cu un randament excepțional? Îi putem urmări după dregătorii. Bunoare în aparatul diplomatic pentru relație cu Polonia, cu Rusia, găsim implicat în primul rând pe Pârcălabul de Hotin. Da, datorită proximității, da, și al unor abilități lingvistice, Pârcălabul de Hotin era cel mai implicat în aceste negocieri. Lui se încredințau soliile, mai ales cele de la Moscova, pentru relațiile cu Apusul. Da. Vedem că în slujba lui Ștefan cel Mare aflau italieni, da, cum e Dorino Cataneu, da,
un genovez refugiat în Moldova. Din alte surse observăm implicarea unor membri ai comunității husite din Moldova, care de asemenea cunoșteau realitățile centrale europene, mai ales cele din lumea germană și, evident, limba latină. Pentru relațiile cu tătarii vedem folosirea unui sol special, pe care, de altminte, nu-l găsim nicăieri în documente, printre boierii Sfatului, un anume Cazimir, care era un fel de tătar refugiat în Moldova. Pregătirea a marilor boieri ținea, în primul rând, de ucenicia pe care aceștia o făceau pe lângă membrii activi, da, cu experiența ai Sfatului domnesc. Era un fel de ucenicie politică, dar de cele mai multe ori e greu să identificăm ucenicul în raport cu mentorul. Uneori îl putem identifica atunci când un anumit personaj apare cu câteva decenii mai înainte ca pisar sau grămătic în cancelarii, dar în alte cazuri e mult mai dificil. Și rămâne această capacitate a Sfântului Ștefan de a integra toate. Da, și de a găsi oamenii cei mai potriviți. Și în același timp, da, i-a căuta prin intermediul lor alte conexiuni. Oamenii lui Ștefan cel Mare nu sunt doar în Moldova, sunt și în afara Moldovei. Deci cu siguranță avea pe cineva și la curtea de la Buda, și la curtea de la Cracovia. Și printre oamenii hanului. Deci avea oameni care îl informau, care interveneau în bunăoară în cazul negocierilor preliminare tratatului din 1499. Vedem deschis un canal de comunicare și negociere cu regina mamă, care ar fi trebuit să influențeze inclusiv politica regelui Poloniei. Iar anumite surse polone, poate și răuvoitoare, îl acuză pe Ștefan cel Mare că ar fi mituit-o, ar fi cumpărat-o pe regina mamă pentru a-i susține cauza. Deci, avem mai câteva crâmpeie, nu avem suficiente informații pentru a ne face o imagine suficient de cuprinzătoare.